astăzi, în acest episod l-am prins pe Darusel 2012 vorbind la telefon cu o fată și am auzit faptul că își va da întâlnire cu ea, așa că am acționat. M-am transformat într-o fată și m-am întâlnit cu el, unde acolo, bă frate, copilul ăsta chiar nu știe cum să se comporte cu o fată. A fost foarte amuzant, nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Opa, ce se află aici oare? Vă întrebați de ce sunt costumat ca Rafael, de fapt de ce sunt eu personal, cum ar veni? Nu sunt costumat în mama strictă lui Darusel? Păi bine, nu a venit maică-sa acasă, dar astăzi vreau să-i fac ceva mai special, ca și cum maică-sa, adică o să-l întreb că unde e maică-sa, că maică-sa nu e aici în casă și eu am venit așa special la el, am venit ca Rafael, pentru că nu l-am mai văzut, n-am mai venit de foarte mult timp acasă, vreau să-l iau la întrebări că de ce n-am mai venit acasă și ce caut aici, că eu nu mă așteptam să rămân aici și mie de ce nu mi-a spus, dar da, vreau să vedem cum putem să facem și să sperăm că maică-sa mai stă foarte mult timp acolo în vacanță, ca să putem să mai facem în continuare farse și să aflăm mai multe secrete despre familia lui, despre tatălui, că știți că am aflat niște secrete, dar scrieți-mi acolo în comentarii ce credeți despre tatălui și dacă credeți, nu, adică nu știu, ce credeți așa, dacă mai vreți, de fapt, dacă mai vreți să mai facem așa, că până la urmă ar fi interesant dacă vreți să mai aflăm secrete, dacă nu, hai, deci, dar să ar trebui să fie, cred că la el în cameră, dacă stați să mă gândesc, mă duc aici sus, hai să vedem, mă, frate, chiar sunt cu el, Darusel, bă, alo, Darusel, dar, ce faci, bă, ce facem asta, mă, asta e pe telefon, mă, ce facem, bă, ce facem asta aici, A, bă, dar răspunde, frate, răspunde, hai, că asta nu mai răspunde. A, răspuns, a, iubi, ce faci, uite, eu sunt Darusel, ce fie Andreea, dacă taca, bum, bum, ok, fie Andreea, la patru, ok, pa, așa, bă, Rafael, ce faci? Bă, ce cauți aici, Darusel, te aștept acasă de atâta timp și cu cine vorbeai la telefon, Darusel, bă, ce cauți aici, te aștept acasă, acum te-ai apucat să mănânci lapte, nu mai mănânci burger, Darusel, ăsta e un început bun, Darusel, dar stai puțin, mă, a, ok, am înțeles, nu, cred, m-am înșelat eu, amarnic, ca să-mi dau seama, mă, ce cauți, de ce nu mi-ai spus că rămâi la maică ta, Darusele? Că fie antena, bă, Rafael, nu m-a ajutat. Dar să-l vezi că te înnești cu burgeri și cu laptele, Darusele, mai ușor cu burgeri, Darusele, gata, mai ușor cu burgeri, aia am zis, Darusele, bă, pe bune, ce cauți aici, Darusele, de ce nu mi-ai spus, de ce nu mi-ai dat niciun semn de viață, Darusele, adică mi-am dat seama că ești aici, de ce nu mi-ai spus? Îmi pare rău, Rafael, dar fie antena, bă, Rafael, eu nu cum am mâna, m-am suturat de tine, tu poți să ai cu străinul, că m-am suturat, bă, tu îți bagi pe mine și gata, pleacă de aici, mami! Mă, ce mă te faci și pe Darusel, mă, stai puțin, cum adică te, mă, ce ți-am făcut, Darusel, de ce te iei așa de mine, Darusel, că acum, nu știu, m-a luat așa cu teamă, Darusel, mă, ce ai pățit, omule, sigur, Darusel, că mai mănânci și lapte, tu cine ești? Eu sunt Darusel al patrulea și Darusel a murit, l-am omorât, gata. Da, ok, am înțeles, mă, Darusel, gata, nu mai, atâta cu glume, bă, dar unde e maică ta, Darusel, că tu ești aici și maică ta unde e, Darusel? Da, chiar, mami, unde ești? Doamne, iar a sărit pe acolo. Ok, mă, Darusel. Ok, bă, dar stai puțin. Bă, ați văzut că Darusel. Bă, stai puțin că acum vă seama, Darusel vorbea la telefon cu o fată. Mă, ce iubită, mă. Stai puțin, problematică. Și parcă a zis ceva de ora 4 să se vadă. Mă, ce... Darusel, unde te-ai tăiut, Darusel? Darusel. Da, acolo, la Daniel, nu la Daniel. Ok, pa, te iubesc, pa. Unde, Darusel, Darusel, bă. Darusel. Ce? Bă, ce faci că te aud, Darusel? Cu cine ne-ai mai vorbea acolo, Darusel? Că s-a auzit, nu știu, cu ce spune acolo? Ce cu Darusel, unde te duci? Alice, unde ești? Oh, Alice, m-ai lăsat cu un așa fraier și încăpățânat. Mă, ce vorbește acolo? Mă, ce cu Alice? Dar chiar, mă, Darusel, dar și Alice unde? Că n-am mai văzut, nici ea nu mai era acasă, Darusel, tu ce știi? Iar că știi voi ceva, știi tu ceva, Darusel, unde e Alice? Bă, Rafael, fii antenă, Alice e în Spania, la culeți de mere. Oh, Darusel, bă, ești mai prost decât te-am... Bă, dar am văzut că mâncai, că ai băut lapte, Darusel, generai cu laptele. Bă, am zis că, mamă, îți revii. După te-am văzut cu burgeria, acum te aud așa de fraier. Du-te, mă, Darusel, de aici, că deja ești fraier rău de tot. Ok, de fentă, la patru, Daniel, ok, pa. Mă, ce, cu cine vorbești, bă, omule, acolo, Darusel, și vorbește ca lumea, să te înțeleg și eu, Darusel, vorbește ca lumea. Bă, dar nu cu tine, mă, nu cu tine, lasă-mă, pace, lasă-mă, pa. Dar nu mai pune mâna la gură sau ce pui tu acolo, Darusel, că vreau să te aud cum trebuie, Darusel, cu ce dai acolo, Darusel, ce, doamne, Darusel, ce faci niște acolo. Nu. Mami, poliția, ajutor, mă atacă și nu-l cunosc. Da, mă, cât de prost e copilul ăsta, deja e mult mai enervant, frate, nu înțeleg ce are. Puteți să vă zic, mă, cum adică? Ok, se întâlnește cu o fată. Bă, Darusel, unde te-ai dus, Darusel, alo, Darusel, vine puțin, că am ceva să-mi spun, Darusel, și-ți dau și burger, Darusel, vine repede, unde ești, Darusel, unde-i mă ăsta, bă, alo, Darusel, unde te-ai dus, Darusel, S-a dus, ok, deci s-a dus în buncăr, ia să vedem, ce face ăsta, ce face, bă,
Ah, ok, ok, am găsit pe aici. Darcel, unde te duci, omule? Bă, unde s-a dus monstru, mă, frate? Darcel, Darcel, bagă-mă în seamă, omule, că nu mai stai să mai vorbesc. Unde-te? Ah, ăla, bă, dar... Oh, nu mai, nu, 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 nu mai... Darcel, Darcel, s-a zis ceva asta, nu s-a părut mie. Bă, nu, bă, nu, nu, nu mai suport, nu mai suport, gata. Nu mai suport, deci chiar nu, nu mai suport pe copilul ăsta. Darcel, dacă nu vii momentul următor, Darcel, am încheiat orice prietenie și, Darcel, am o veste foarte șocantă pentru tine dacă nu vii. Darcel? Vine, bomba! Așa, bă, ia zi, ce vrei? Darcel, gata, bă, doamne, doamne, iartă-mă, Darcel, mă, ce tot ai, Darcel, ești nebun cu capul? Eu m-am mutat cu mama mea, eu stau toată vara, pa! Mă, Darcel, stai puțin, stai puțin, dar auzi, mergem și noi pe la biliard în seara asta, pe la bowling? Nu, frate, nu, lasă-mă, că gen, 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 o să mă joc Fortnite, o să mă joc Fortnite și fiantă, nu? Da, da, o să mă joc Da, 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 unde te duci tu, Darcel? Unde te duci tu în seara asta? Că te-am auzit că vorbeai cu cine vorbeai acolo? Vorbeai cu maică, dar cu cine vorbeai? Nu, mă, Rafael, mă, e pe Fortnite, gen... Păi și unde te duci? Unde te duci? Acasă! Oh, bă, Darcel, zi-mă, pe bune, unde te duci? Că nu vin după tine, doamne, iartă-mă, dar vreau să vor... Eu vreau să vorbesc cu maică, dacă nu știam, nu dădeam de ea. Unde te duci cu ea? Sau cu cine vorbeai la telefon? Eu și mama. O să mergem la diner, da, la diner, o să mergem la diner. Ah, la diner acolo la tine. La tuturor lui. Da, putea să mergi. A, o duci pe maică ta pentru prima oară la diner? Da, da, da. Ok, bine, dar nu știu, hai că eu, știi ceva, du-te și facă-te forne. Te-a lăsat în pace, că deja nu te-a lăsat bărbun, frate. Ok. Rafa, bă, și pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici, copil. Rafa, fugi, Rafa. Ți-am furat, fraiere, ți l-am furat. Dacă ești fraiere, dar să le mai dai mine, da? Bă, 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 gata, 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 gata. Bă, Darcel, Darcel, uite-te la mine, Darcel, uite-te la mine, Darcel, Darcel, Darcel. Bă, e prost rău de tot copilul ăsta, nu-l mai înțeleg pe bune. Dar, uite, să de fapt, să puțin. Vedeți, Darcel, deci cred că chiar și-a făcut o iubită, că văd că e pe altă planetă. Cred că chiar e înnebunit după fata aia. Că uite-ți, mă, ce, doamne, bă, ăla nu știe să mai intre în casă. Uitați-vă la el, uitați-vă la el, uitați-vă la el, că nu, bă, ăla nu știe să mai intre în casă. Uitați-vă la el, uitați NPC-ul, NPC-ul. Uitați-vă cât de prost e copilul ăsta. Să vede că e îndrăgostit, Darcel. E incredibil așa ceva. Abia aștept, abia aștept. O să-i fac eu o farsă. O să mă transform într-o fată. Am zis că sunt ce la diner. O să-i fac eu o farsă. O să vedeți ce să-i fac. Chiar sunt. A intrat în casă, da. În sfârșit. Doamne, iartă-mă, cât de prost e copilul ăsta. Incredibil așa ceva. Nu-mi vine să cred. Pa bune. Vorbesc așa, vorbesc ciudat, vă dați seama, dar chiar m-a șocat. Papa, asta este restaurantul unde m-a invitat Darcel. Da, după cum puteți vedea, deci asta este practica. Eu mi-am schimbat vocea și chiar sunt curios ce reacție să aibă Darcel, pentru că știți care e faza? Eu nu prea știu despre Darcel, dar hai să intrăm înăuntru, că nu știu foarte multe detalii. Așa m-am costumat, să sperăm că nu o să-și dea Darcel seama că sunt eu costumat, adică Rafael, costumat într-o fată, fata cu care Darcel este întâlnire. Să sperăm totuși că nu s-a văzut niciodată cu ea. Hai să vedem, am intrat aici la restaurant la el, mamă, și mă pun fix aici. Totuși să sperăm, doamne, și să nu-și dea Darcel seama. Sperăm totuși că el cu ea nu s-a văzut și ta, știți care e faza? Că nici nu știu cum o cheamă, mamă. Sper să nu mă întrebi cum o cheamă sau ceva, că eu habar n-am să-i zic sincer, dar m-am pus aici foarte frumos. La 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 la. Să vină banii, la 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 la. A, bună, ce faci? Da, pe tine cum te cheamă? Te cheamă Ștefania? Bună, da, de unde știi numele meu? Eu sunt auzit de 12 și eu sunt prietenul tău. A, te știi, te știi, te știi, da, auzi, iar, stai să te fac puțin, da, ia, dacă mă uit așa în partea asta, te știi, ești Darcel cu care am vorbit pe telefon, cu care am vorbit pe aplicație? Da! Hai, ia un loc, auzi, da, tu sigur ești Darcel cu care am vorbit pe aplicație, sigur? Da, da, pe mine mă cheamă Darcel 2012, uite, am ui, stai să-l ia, și fii antenă, mie-mi plac burgerii. Păi, păr, aveai șapcă, aici nu mai
era părul tău negru și avea o șapcă. Nu mi se pare că sunt încăbuiatul din poză. Și așa, dacă mai puțin expresia feții la față, nu prea par să fii băiatul din poză. M-a schimbat, uite, m-a schimbat de haine, de... Mi-a scos șapca și antene. Eu mi-a schimbat și fața. Da, nu știu, mi se pare foarte ciudat. Dar că totuși cred că te crede totuși că ești Darusel. Pentru că, practic, mi-ai spus cum mă cheamă. Mi-ai spus pe nume, ceea ce n-ar fi știut nimeni. Pentru că, hai să fim serioși, eu aici, în orașul ăsta, am venit, am străbătut foarte mulți kilometri, nici măcar o să-mi dă aici, am venit special pentru tine, dar mă rog, eu nu înțeleg de ce tu, dar dacă tu ești Darusel, de ce mai poți să vii la tine în oraș și n-ai venit tu după mine, că eu sunt fata, atunci băiatul trebuie să vii după mine, la acolo, că eu mă descurc mai greu. Păi nu știu, na, așa e cu viața, nu știu, dar fie antenă, ia un burger, ia lăptic și ia niște bani, yeee, sunt băgat, mă cheamă Darusel. Păi fie antenă, eu te-am adus aici pentru că acesta este restaurantul meu și ia-mi, uite, ia un burger. Da, ca să mă impresionezi, deci de asta m-ai pus să vii tu ca spaci, cum să mă impresionezi pe mine că ai bani, că ai restaurant, că nu știu cine, așa? Bingo, yeee! Da, nu mai țipa așa, că nu știu, nu-mi placă, mă surzești, îmi surzești în palele, parcă nici nu mai aud ce vorbești, cum vorbești acolo, hai, ia un loc, nu mă stă în picioare aici, îți mulțumesc pentru lapte, dar mie nu-mi place laptele, ia-l înapoi, poți să-l mănânci tu, parcă chiar îmi plac, adică e una dintre mâncărurile mele favorite, mică, îmi place mâncarea aceasta, burgerul, și da, e foarte frumos, da, tu așa, spune și mie mai multe detalii despre tine, că nu prea mi-ai spus, adică, din câte văd, tu nu prea semeni cu băiatul din imagine, adică, da, ai și ochelari, în fine, dar spune mai multe detalii despre tine. Ok, fiante, pe mine mă cheamă Darusel și sunt la Mecheren, ei, am stai, 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 ei, hei, dar stai jos, ia loc aici să vorbim, nu mai stă aici acolo, că nu vreau să mai țip la mine, vorbești normal, ok, stai aici lângă mine și vorbești normal, bine? Ok, pe mine mă cheamă Darusel, am fost la Mecheren. Stai puțin, tu râzi cumva de mine, ce înseamnă asta așa, râzi în mine, ce, de ce am făcut eu greșit, ce, deci eu străbat 1000 de kilometri, nici măcar nu arăți ca în poze și vrei să mă impresionezi că ai bani, că nu știu ce, că ai restaurant și tu râzi de mine. Păi lasă-mă, că eu n-am nevoie de așa ceva, eu am tap și nu dai burger, mi-am plăcut burger, într-adevăr, dar poți să te compari normal, de ce te compari? Dar unde mi-a scos și pe asta? Nu știu, hai sus! Hai urcă, hai baby, hai baby, lady! Ok, da, e foarte ciudat, asta așa, să zicem... Da, veni pe aici, ei, da, da, iartă-mă, motoare și cap, ai grijă, ai grijă! Vine bomba! Ok, deci fie antenă, eu zic să mergem la pește, pentru că noi suntem peștele! Nu, stai! Ai uitat-o la Darusel, bă, bă, da, e doamne, e doamne ferește, frate! Ha, cât de fraier, Darusel, mamă, cât de fraier ești, cum să ajungi? Că imaginează să fii la o întâlnire cu o fată și să pici așa în apă ca fraierul să și mori. Pici cu motoreta în apă, ce fraier ești tu, Darusel? Băi, de viteză, de viteză! Tă-t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 ă
treabă. Doamne, câtă fraieră ești, dar să le avuți, știi ce? Așa, așa vrei tu să impresionezi fete, nu știu, păi... Stai, ce papi imunania, vine bomba! Mama, frate, uitați-vă, sunt fix aici, sunt costumat ca mine, ca Rafael, nu m-am costumat încă mama lui, strictă pentru bă, frate, ați văzut și voi ce am văzut și eu, la ce am putut să asist, frate, bă, deci dar să chiar nu se poate, bă, eu credeam că dar să-l da cum încolo, se poate și el controla, nu știu, să vorbească, să se comporte mai frumos cu fetele la întâlnire, la astea, dar se pare că dar să-l nu poate, absolut deloc, frate, nu înțeleg care e faza cu el, dar absolut drog, uitați-vă și la ușile astea, cum le-a făcut el aici când a spart el data trecută, dar am să ce ești îmbrăcat așa? Unde ai fost, mă, Darusele, că te căutam? Ai plecat așa dintr-o dată, Darusele, ce n-ai mai făcut? Unde ai fost? Darusele, mă, ce ai, mă, stai, ce plânge, că el a făcut așa? Mă, Darusele, stai puțin, Darusele, bă, stai prost, rădătă, mă, frate, tot ce e prost și tot ce... Doamne, plânge așa. Darusele, bă, omule, Darusele, amă că știi unde, Darusele, vină, mă, repede. Paule, bă, frate, uitați-vă cât de prost e copilul ăsta. Darusele, unde tu, Doamne, Darusele, hai să vorbim pe bune, gata, vino, Darusele, unde ești, Darusele? Ce vrei, mă? Ce vrei?
ce faci, mă? Unde-am fost? Mă bași pe mine, înseamnă ce le plânge așa, ce-ai pățit? Păi și antena, bă, la faile, i-am avut și o gagică, o chema Ștergănia, Ștefania și Ștefania. Ce, 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 mă, alo, alo, ce, mă, dar să le vorbește-mă cum trebuie, ia lu unul ca aici, pe banca asta, aici, pe masa, la masa asta, dar să îți dau drumul și la televizor dacă vrei, vin aici la lumină, dar să le să te văd mai bine, așa, și spune aici, dar să le ia, uite, că îți bate inteligența, hai să te auzim. Fiantele, eu m-am făcut o gagică, yeeeey! Ți-ai făcut o gagică și de ce plângi, Darusele, că te-ai spus s-a despărțit de tine sau ce? Ha, pe normal, Darusele, ce lansa cu tine, adică... Și ce ai făcut? Te-ai dus să te flexi? De ce ai dus la diner să te flexiezi tu? Ca și cum că, mamă, că ai tu restaurant, că ești maker, că ești patron, de-aia te-ai îmbrăcat și așa, Darusele. Și uite-te că nici așa nu te vrea o fată. Pe Darusele, dacă tu nu știi să te comporți, cum vrei, mă, o fată? Dacă ai bani, dar degeaba iei banii, Darusele, trebuie să știi să te comporți. Mă, ce-ai făcut, Darusele, la întâlnirea aia, că nu te înțeleg. Lasă-mă în pace! Mami, unde ești, mami? Bă, stai puțin că stau să strigă pe maică-sa, da, maică-sa nu e acasă, cum ar veni, trebuie să mă costumez eu, în fine. Aolea, bă, frate, nu știu ce mai am de... Poate cine știe, mă costumez acum, vedem ce se mai întâmplă mâine, poi mâine mai vedem ce se mai întâmplă, dar să-l, bă, frate, na, deci n-aveți cu el, dar să-l e ce mai prost om care se poate duce la o întâlnire, nu, deci... Chiar nu mai am nimic să comentez. Scrieți-vă acolo în comentarii ce părere ați avut de întâlnirea lui Darusel de astăzi. Eu chiar nu mai am absolut niciun cuvânt. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.